Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la rubrica 5 minute culturale. Pentru prima dată, istoria a venit în actualitate prin prezența la sărbătoarea municipiului din 2017 a celor care au făcut cinste acestor meleaguri. Povestea scriitorilor Andrei Mureșanu, George Coșbuc, Liviu Rebreanu, Georg Feifan Bruder, fierarul care a apărat eroic orașul în anul 1602, în timpul atacului trupelor generalului Basta, dar și primului fotograf profesionist al urbei, Alexandru Roșu. Cu toții nemuriți prin statui au prins viață. Actorii companiei de teatru Paspartu Dan Puric ne-au făcut să fim mândri de înaintașii noștri, reușind să pună în scenă într-un mod aparte momente unice pentru poporul român, în care s-au creat capodopere precum Ion, Noi vrem pământ sau Deșteaptă-te române. Actorii Ionel Barac, Silviu Man, Alexander Mustață, Silviu Olteanu și Gabriel Zaharia au fost aplaudați la scenă deschisă de către bistrițeni, care emoționați le-au spus copiilor că trebuie să-și cunoască istoria și să fie întotdeauna mândri că sunt locuitori ai acestor plaiuri binecuvântate de Dumnezeu. Acesta a fost și mesajul momentului, acela de a ne mândri cu istoria și înaintașii noștri. Să fie gata foarte până în Crăciunul ăsta. Tehnologia devine din ce în ce mai rapidă. Familie. Nu sunt bine. Joian, câteva minute să nu te miști. Băi, Sandra, bă, hai mă la treabă, lasă-mi prostiile. Ce prostie asta, e artă. Lasă-mă harta, bă, hai la coastă, bă, că avem treabă, bă. E artă fotografică. M-am omorât cu harta. Nu, urmașii noștri o să aprecieze foarte mult ceea ce fac eu. Da, bă, dar noi contemporane să murim de foame, mă. Hai, mai bine deci mult de bata. Hai, băi, mai visa, hai. Bă, ăsta nu mai cam vezi, no. Pereți visa. Lasă că eu visez să fotografiez lumea, toate minunățiile lumii. Și astfel... Oh! Franța! Paris! Oh! Ia uite! Lurepel! Vă rog, vă rog, stați aici lângă Lurepel, doar câteva minute să nu mai mișcați, să vă imortalizăm. Să fim la mine în țara, să se vadă ce minunăți există prin țări străine. Bun, mine nu mișcă!
extraordinar!